Șefii inspectoratelor teritoriale de muncă din toată țara s-au întâlnit la Sinaia cu ministrul muncii Sulfina Barbu pentru a discuta problemele cu care se confruntă. Ministrul a vrut să afle care sunt rezultatele aplicării noilor prevederi din codul muncii, unde nu merg lucrurile foarte bine, dar și de ce se anulează procesele verbale de amendă în instanță. Sulfina Barbu le-a amintit inspectorilor că rolul lor este și de prevenție, nu doar de control. Este o legislație nouă, modificată, trebuie să și explicăm agenților economici care sunt modificările aduse în activitatea de prevenție. Consider că instituția Inspecția Muncii este la fel de importantă ca și celelalte instituții de verificare și control cu care de altfel avem protocoale de colaborare. Mă refer aici la Garda Financiară, mă refer aici la Poliția Română, la Jandarmeria Română, pentru o corectă desfășurare a activității pe piața muncii în România. Deși pe codul muncii nu sunt necesare modificări, legea zilierilor ar putea suferi schimbări pentru o mai bună eficientizare. Pe codul muncii nu se impun deocamdată modificări din discuțiile pe care le-am avut cu inspectorii. În schimb, pe legea zilierilor este posibil să fie necesare modificări care să fie aduse legii și, de altfel, voi avea discuții cu parlamentarii din cele două camere pe această temă când merg la comisiile din Camera Deputaților și din Senat, astfel încât eficiența să crească atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Aceasta a fost prima întâlnire cu șefii inspectoratelor teritoriale de muncă de la numirea Sulfinei Barbu în funcția de ministru al muncii.